Stimați oamenii lui Dumnezeu, în această seară vin în fața dumneavoastră frământat de nevoia de a împărtăși un mesaj cu care rar se întâmplă, revin după cinci ani. De regulă, după cum membrii bisericii știu, nu repetăm în biserică mesajele. Deși poate că uneori ar trebui. Astăzi se întâmplă acel uneori. Am citit un cuvânt, cuvântul din Evrei, capitolul 12. În mod deosebit, în atenția noastră, aș dori să fie versetul 14. Verset în care, după cum ușor putem observa, Domnul ne atrage atenția asupra patru elemente distincte. Mai întâi pune în fața noastră o promisiune. Promisiunea este subliniată de cuvintele va vedea pe Domnul. Creștinii au speranța că îl vor vedea pe Dumnezeu. Al doilea element pe care îl găsim în acest pasaj este un avertisment. Avertismentul este subliniat de cuvintele nu va vedea pe Domnul. Există pericolul de a nu-l vedea pe Dumnezeu. Următorul aspect pe care îl găsim în acest verset este o mare atenționare. O atenționare pe care o găsim cu cuvintele fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul ca apoi în acest cuvânt să fie subliniată o poruncă. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. O promisiune, un pericol, un avertizment și o poruncă. În atenția noastră este un cuvânt în care aș dori să vorbim despre sfințirea noastră. Voia lui Dumnezeu este să umblăm în sfințire. Biblia ne învață că după ce am crezut și după ce ne-am pocăit și după ce ne-am botezat în apă, în umblarea noastră cu Dumnezeu trebuie să se exprime, să se pună în evidență trăirea noastră în sfințire. Cine încetează în a trăi în sfințire se va îndepărta de Dumnezeu până acolo încât își va pierde identitatea de copil a lui Dumnezeu. Oameni buni, nu este deloc, deloc, deloc de joacă. Ceea ce s-a început frumos în noi, poate fi compromis din pricina nevegherii noastre și putem cădea de la credință. Cuvintele acestea sunt menite să ne atenționeze cu privire la această primejdie. Dați-mi voie să vă întreb. Este oare posibil ca cineva să vină la biserică și totuși să nu urmărească Sfințirea? Este. Este posibil să aduci lui Dumnezeu în biserică rugăciuni și cu toate acestea să nu urmărești Sfințirea? Este posibil să citești în Biblie și totuși să nu urmărești Sfințirea? sau să cânți cântări Domnului singur sau în formații muzicale și totul să nu urmărești Sfințirea? Este oare posibil să predice Evanghelia? Să fii predicator? Păstor? Și totul să nu urmărești Sfințirea? Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că la toate acestea răspunsul este afirmativ. Da, este posibil. Și atunci nu putem scăpa de întrebarea ce se va întâmpla oare cu un suflet care vine la biserică, citește Biblia, se roagă, face o anumită slujbă în casa lui Dumnezeu, are preocupări religioase, dar în ascunzișurile vieții sale trăiește în păcat. Timp în care reușește să construiască o imagine o reputație între oameni, de om cum se cade și credincios. Dar în ascunzișurile vieții sale este un corupt și un fățarnic. Ce se va întâmpla oare cu o asemenea persoană în ziua de apoi? Răspunsul este pierzarea. Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Dumnezeu să ne ajute să umblăm în sfințirea noastră și să trăim spre slava lui Dumnezeu, ducându-ne sfințirea până la capăt. Voi sublinia în continuare, într-un mesaj pe care l-am numit Sfințire sau Pierzare, cinci adevăruri foarte simple. În urmă cu aproape șase ani am vorbit despre patru. Lucrul nou astăzi este că adăugăm al cincilea. Cinci adevăruri foarte simple Adevăruri pe care le pot înțelege și copiii. Adevăruri pe care, dacă ți le pui în inimă și sub ochi, vei reuși să veghezi cu ajutorul lui Dumnezeu și să-ți duci sfințirea până la capăt. Nu trebuie să uităm următoarea perspectivă. Noi este ca și cum ne-am găsit aici. Întâlnirea cu Dumnezeu este proiectată undeva departe, la sfârșitul alergării noastre. Noi încă n-am ajuns acolo. Chiar dacă ne-am botezat în apă, unii dintre dumneavoastră v-ați botezat în apă duminică, slăviți să fie Domnul. Încă n-am ajuns acolo. Bine am pornit pe cale, bine că am intrat pe ușă. Dar vorba unui slujitor al lui Dumnezeu pe care îl respect foarte mult, odată intrați pe ușă, trebuie să-și umblăm pe cale? Iar umblarea pe această cale implică în mod absolut necesar trăirea în sfințire. Care sunt adevărurile care ne vor ține trează conștiința în lupta noastră pentru sfințire? Spuneam că vor fi cinci adevăruri foarte simple. Primul adevăr este adevărul Domnul mă vede. Dumnezeu șade în cer și privește pe pământ, având sub ochi tot ceea ce oamenii săvârșesc. Iov, capitolul 34, versetul 21, mărturisește acest adevăr. Căci Dumnezeu vede purtarea tuturor, privește pașii fiecăruia. Este imaginea unui Dumnezeu slăvit, care șade în cer și care vede purtarea tuturor și privește pașii, adică detaliile vieții fiecăruia. Spune-mi, te rog, te cuprinzi în cuvântul tuturor, în cuvântul fiecăruia? Trebuie să știi că Dumnezeu în autoritatea, în suveranitatea sa, te privește îndeaproape și vede absolut tot ceea ce faci. Salmul 33, versetul 15, ne spune că Dumnezeu privește din înălțimea cerurilor și vede de toți fii oamenilor. Totul este descoperit înaintea lui Dumnezeu, numele lui să fie binecuvântat. El ne vede ce facem în ascuns. Nu este loc tăinuit pentru Dumnezeu. El vede păcatele pe care le săvârșim, faptele rele în care s-ar putea să trăim. Profetul Ieremia, în capitolul 16, versetul 17, făcea această strigare. Iată ce cuvânt. Căci ochii mei sunt culoarea minte la toate căile lor. Ele nu sunt ascunse înaintea feței mele și nelegiuirea lor nu este ascunsă de privirile mele. Ochii mei sunt culoarea minte la toate căile lor. Nelegiuirea lor nu este ascunsă de privirile mele. Dumnezeu vede tot ceea ce facem. El ne privește în detaliile mărunte, nesemnificative ale vieții. Tot Ieremia, în capitolul 23, versetul 24, spunea cuvintele: Poate să stea cineva într-un loc ascuns, fără să-l văd eu, zice Domnul? Răspundeți dumneavoastră: Nu. Poate oare un muritor să se așeze într-un spațiu? în care să fie ferit de privirile a tot cunoscătoare a lui Dumnezeu? Nu! Nu umplu eu cerurile și pământul, zice Domnul. Iată, dar, imaginea unui Dumnezeu suveran care privește înspre noi și cunoaște absolut totul despre noi. Gândurile noastre, faptele noastre, sentimentele noastre, ne vede ce facem între oameni și ce facem acasă, ne vede cum ne comportăm în intimitatea vieții noastre și la fel ne vede cum ne comportăm între oameni. Înaintea lui Dumnezeu totul este gol și totul este descoperit. Oamenii nu pot să vadă gândurile noastre și nici motivațiile adânci ale inimii. Înaintea lui Dumnezeu însă sunt descoperite și acestea. Noi nu putem vedea ce gândesc ceilalți. Poate că dacă am reușit, dacă am fi în stare să vedem ce gânduri au unii oameni, am luat la fugă. Dumnezeu însă vede absolut totul. Totul este gol și totul este descoperit înaintea sa, binecuvântat să fie în numele Său. În cartea profetului Isaia, capitolul 66, cu versetul 1, găsesc un cuvânt care ne înfioară. Cuvântul spune, așa vorbește Domnul. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Iată ce imagine grozavă. Dumnezeu compară cerul, numește cerul scaunul său de domnie și pământul este așternutul picioarelor sale. Dați-mi voi să zugrăvesc cumva ceea ce am de gând să spun. Uh, Tobias, aici pe scaunul ăsta. Pune-te aici. Tobias și Tobias, Dumnezeu e Dumnezeu. Diferența o știm. Vrem să vedem și asemănările. Mai ales că s-a botezat în apă. Așa cum Tobias stă pe acest scaun, îmi închipui că Domnul Dumnezeu, după acest verset, stă în cer și cerul este scaunul său de domnie. Și așa cum picioarele lui Tobia să ajung pe podia, picioarele lui Dumnezeu se odihnesc pe pământ care este așterătul picioarelor sale. Eu și dumneata mă mișc de aici și până aici la picioarele lui Dumnezeu. Asta e viața mea. Iar de pe tron se uită la mine și mă vede în tot ce fac. Nu-i loc unde să mă ascund de privirile sale. Și ce grozav? Că unii oameni, aici, la picioarele lui Dumnezeu, își permit să trăiască în păcat, ignorând că sunt în fața lui Dumnezeu. Iar unii merg cu nebunia până acolo, încât acolo, la picioarele sale, îi neagă existența, spunând Dumnezeu nu-i. Am zis odată că ăștia furnicile din poveste, care se iau odată pe picior de elefant, și vorbeau între ele dacă în lume există elefant sau nu. Dumnezeu ne vede. Înaintea sa se desfășoară fiecare zi a vieții noastre. Și ceea ce trebuie să știm este că ne vede în absolut fiecare detaliu al nostru. Dăm voie să spun răspicat. Te vede când ești în fața micului ecran. Te vede, asistă lângă tine când te uiți pe site-uri când te lași ispitit de pornografie, te vede. E ca și cum ar sta Domnul Isus în spatele tău. Imaginează-ți, Tobias, că ești în fața calculatorului. Ce, n-ai fost până acum? Te uiți în fața calculatorului și vorbim vorbim și deodată vine o ispită. Și mânat de ispită pentru că și altă dată au fost bătătorite aceste căi caz. Știi cum se gândește? Noi predicăm altul acum. Domnul Isus e cu mine și se uită și vede ce fac eu. Așa trebuie să vedem. Înțelegerea acestui adevăr, Dumnezeu mă vede. Are menirea de a-mi ține trează conștiința. Are misiunea de a mă trezi în mintea mea. Tinere! S-ar putea să nu poți învinge masturbarea sau să nu vrei să o lași. Ține minte, Dumnezeu te vede. Numai la gândul că îl faci martor la o semne oriciune, ar trebui să te speri și în veci un asemenea păcat să nu mai faci. Ce să mai vorbim de aceia care se joacă, ei căsătoriți fiind. Dumnezeu vede tot numele Lui să fie binecuvântat în vecii vecilor. Amin. Vrei să mai stai aici? Va întreba cineva dar ce are de-a face adevărul Dumnezeu mă vede cu sfințirea? Surori și frați, adevărul este că atunci când suntem sub privirile celui care are peste noi autoritate, ne simțim deodată responsabilizați și gata să facem schimbările necesare. Câți dintre dumneavoastră sunteți șoferi? Aveți permis de conducere? Câți? Dumnezeu să vă păzească în toate drumurile voastre întâmplat tu visa vreodată să mergeți cu mașina un pic mai tare decât trebuie și centura să nu fie pusă și deodată după curba aia strategică vezi echipajul de poliție? Ce faci ca șofer? Accelerezi mai tare, deci năzdrăvan. Cu siguranță că niciunul dintre noi nu face așa, ci din potrivă piciorul repede pe frână, mâna repede pe centură și ni mai strâns, adunată tare la gândul că s-ar putea să te fi văzut înainte să-l vezi tu. Ce e de observat aici? De observat este, stimați frați și stimate surori, că în prezența celui care are peste noi putere, fiind, deodată facem toate corecturile cerute de situație. Toate! Păi care în prezența nevestei și-ar permite să se uite la pornografie, în afara faptului că el e nebun și ea și mai tare? În prezența lui, te rușinești și te schimbi. Dar care din univers are autoritate mai mare peste noi decât Domnul Dumnezeu? Conștientizând că El te vede, te vei sili să faci ceea ce este plăcut. Amin. Adevărul al doilea. Îngerii lui Dumnezeu ne văd. Sfânta Scriptură vorbește despre niște ființe pe care Dumnezeu le-a creat înainte de a-i crea pe oameni, aceste ființe se numesc îngeri. Ei reprezintă un număr greu de cuprins. Sigur că sunt ca număr bine determinați, e un număr finit de îngeri, dar ceea ce trebuie să observăm este că pe toți acești îngeri după ce omul a fost creat și după ce s-a hotărât răscumpărarea lui, Dumnezeu a hotărât ca acești îngeri să fie servitori celor care vor moșteni mântuirea. Evrei, capitolul 1, versetul 14. Nu sunt oare, zice Apostolul, toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Vă rog să ne uităm pe detalii. Nu sunt oare câți dintre îngeri? Toți. Toți îngerii, potrivit acestui verset, au primit de la Dumnezeu misiunea de a fi duhuri slujitoare. Trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea. Veți moșteni mântuirea? Dumnezeu a trimis îngeri să ne vegheze. În Psalmul 34 sunt scrise cuvintele că Dumnezeu trimite pe îngerul său care trebuie să ne păzească în toate căile noastre. Iar în Psalmul 91, cu versetul 11, sunt scrise cuvintele: El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Adevărul este că Dumnezeu a delegat îngeri a căror misiune este să ne ocrotească. Acești îngeri sunt prezenți printre noi. Aș vrea să vă întreb, ați văzut vreodată îngeri? Să nu vă grăbiți să ziceți că nu. S-ar putea să fi văzut îngeri și dumneavoastră să fi crezut că oameni. Că uneori îngerii se arată în formă omenească. Arată ca oamenii, dar sângeri. De unde știu asta? Amintiți-vă cum i s-au arătat lui Lot Lot s-a dus în centrul orașului și acolo a găsit doi străini. A intrat cu ei în vorbă, i-a întrebat dacă unde se doarmă, oamenii au spus că n, -are, că n au iar după aceea i-a invitat în casă, i-a pus la masă, i-a omenit ca musafirei săi neștiind decât spre dimineață că sunt îngeri. Aduceți-vă aminte de Avram, care din nou a găzduit în casa sa îngerea lui Dumnezeu neștiind că sunt îngeri. Aduceți-vă aminte că la învierea Domnului nostru Isus, femeilor temătoare de Dumnezeu li s-au arătat niște îngeri. Știți cum îi descriu? Cel puțin într-o evanghelie zice că li s-a arătat un tinerel îmbrăcat în haine albe. 12 ani? 11 ani? Cam așa arăta îngerul. Iar în Evanghelia lui Luca, la înălțarea lui Isus la cer, niște bărbați au venit la apostoli și le-au spus, de ce vă uitați așa? Ulterior au înțeles că erau îngeri. În acest context, Scriptura spune să nu dăm uitării primirea de oaspeți, căci unii au găzduit prin ea, fără să știe, îngeri. Căile oamenilor și căile îngerilor câteodată se suprapun în sensul în care umblăm pe acelea străzi. Mă gândesc că uneori vin la biserică adeverindu se cuvântul că suntem o priveliște pentru ungeri. Posibil este ca de cele mai multe ori să fie în formă invizibilă, spirituală, umplând această atmosferă. Dar avem noi vreun temei biblic să credem că nu pot să vină și în formă trupească? Se așează printre noi oameni buni în formă trupească. Și aici, așa, o vorbă între noi. Noi credem că sunt prieteni. Și s-ar putea să fie ungeri. De aceea e bine să băgați în seamă pe cei străini. Poate că sângeri. Dacă nu sângeri, n-ați pierdut nimic. Îngerii lui Dumnezeu ne văd. Îngerii lui Dumnezeu sunt alături de noi. Trimiți de Dumnezeu să ne protejeze, trimiți de Dumnezeu să îngrijească de ființele noastre. Sunt cu noi în mașinile noastre cu noi pe drumurile noastre, cu noi pe stradă, cu noi în familie, cu noi la locul de muncă. Nu-i dezonorați pe îngeri spunând că nu pot merge peste 90 la oră. Nici nu trebuie să forțați puterea lor de a ne proteja depășind viteza legală. Dar vorba asta că îngerii nu merg peste ei, pleacă, rămân în urmă. Asta nu-i, nu-i onorează. Îngerii de n-ar fi mâna lui Dumnezeu să ne păzească în greșelile noastre ce s-ar alege de noi. Domnul e cu noi slăvit să fie în numele Său și îngerii Săi ne văd. Acum v-a întrebat cineva ce are de-a face asta cu sfințirea. Cu trăirea în ascultare de Dumnezeu. Vă întreb, credeți în existența îngerilor? Credeți că Dumnezeu a delegat aceste ființe să vă protejeze? Dați-mi voi să întreb. Unde locuiesc îngerii? După Biblie, unde locuiesc îngerii? E întrebare capcană. În cer, zicem noi. Slăviți să fie Domnul. Și acolo sunt. Dar vă rog frumos să observați ceva. Scrie că Iacov a avut o vedenie. În vedenie s-a arătat cerul deschis, o scară care s-a coborât pe pământ, și pe scară a văzut îngerea lui Dumnezeu. Care ce credeți că făceau? Urcau și coborau, urcau, deci mergeau în cer. Dar nu zice coborau și urcau, ci urcau și coborau. Detaliu care mă face să cred că Dumnezeu și-a golit cerul de îngeri ca să ne servească nou. Sunt case la tine. Laura, soția mea, odată îmi spune, zice, Nelu, tu chiar crezi ce spui? Vrei să zici că pe scaunul eram sufragerie la noi, pe scaunul ăla liber poate să stea un înger acum? Eu m-am înfiorat. Vizualizam prezența îngerilor lui Dumnezeu în casa mea. Pe cu câtă grijă ar trebui să pășești? Sunt unii dintre doi care au așa anumite tensiuni, poate în familia lor și tac amândoi strategii, că nu s-au face de rușine între oameni, dar și unul și altul au decis cum dăm cu ușa după noi, cum ne dăm drumul. Și îngerul? Și îngerul lui Dumnezeu protector? Următoarea imagine pe care trebuie să o ai sub ochi este că lângă Dumnezeu care te vede în tot ce faci este îngerul acela trimis de Dumnezeu sau mai mulți care sunt martori la tot ceea ce faci, absolut la tot ceea ce faci. Și asta are legătură cu Sfinție. Mai numai cu câțiva ani de zile am decis să îmi vând mașina pe care o avem atunci și să cumpăr alta. Mașina aceea pe care în final a cumpărat-o de la mine fratele Tănăselele la verde. L am pregătit-o frumos, am aranjat-o, tot, tot, tot pus la punct și pe cumnatul meu, pe ici, l a rugat să meargă cu ea la târg. Eu nu puteam permite duminică dimineața să mă duc la târg. L-am rugat pe el să facă păcatul ăsta. Și... Yeah. S-a dus o duminică, s-a dus două, s-a dus trei. Mașina mea avea o singură problemă. Era cinstită. Câți kilometri făcuse, atât așa arăta pe bord oamenii veneau, întrebau, erau kilometri mulți, se duceau în drumul lor. Cineva îi spune cumnatului meu, auzi, dacă vrei să o vinzi, trebuie să umbli acolo un pic. Nu trebuie să umbli tare, în loc de doi pui 1. <laughs> și atât. El îmi zice, auzi și mi-a zis cineva. Nu, nu, asta nu, nu e de făcut. Nici deci el n-a fost de acord să facem. Dar imaginați-vă că am fi făcut. Se ducea înapoi cu ea la piață. Vine un om și întreba: că un vedeți reali? Și tu ce spuneai? Nu zici real, domnule, dar am văzut că lumea vrea să fie mințită. Nu spui asta. Spune, da, sunt reali. Omul clatină din cap, cine știe ce gândește, se ia și se duce mai departe. Și acum spun o întrebare foarte directă. De unde știi tu că cel care te-a întrebat n-a fost un înger? De unde știi? Îți dau un detaliu după care știi. Îngerii întreabă și nu cumpără. N-au nu? ce face cu mașinile noastre. Și după cum bine știți, cei care s-au fost pe acolo, mulți de tot întreabă ca în final unul să cumpere. Iată cum se leagă adevărurile simple, primare ale Sfintelor Scripturi de viața noastră de zi cu zi. Dumnezeu mă vede, îngerii mă văd. Adevărul al treilea. Faptele pe care le facem rămân. Eu cred, după cum de altfel este scris în Sfânta Scriptură, că în cerul lui Dumnezeu există o carte în care sunt consemnate toate faptele pe care noi le înfăptuim. Această carte se va deschide în ziua judecății și oamenii vor fi judecați după cele care vor fi găsite scrise în acele cărți. Tot ceea ce fac, absolut tot ceea ce fac, bine sau rău, se consemnează în Cartea lui Dumnezeu. Este ca și cum, hm, poate îndrăznesc prea mult, Dumnezeu ar fi trimis un înger pe care l-am numit înger Arhivar, care are o singură treabă. Să stea pe urma ta cu jurnalul și să scrie procesul verbal a vieții tale. S-a trezit la ora cu tare, a făcut așa, a făcut așa, tot, 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 foaie după foaie. Consemnează absolut tot. Vreau să vă întreb, când oare se scrie cartea faptelor vieții noastre? Când? Știați că s-a scris azi? Și ceea ce am scris în cartea aceea, ceea ce am făcut să se scrie, că nu noi scriem, noi facem, Dumnezeu consemnează. Rămâne acolo pentru totdeauna. Faptele pe care le facem oameni buni nu sunt niște produse pe care le săvârșim odată și gata. Este ca și cum te duce în pădure, strigi odată tare în văi și nu am auzi cum se duce ecoul printre dealuri. La fel, tot ceea ce noi făptuim generează într-un flux continuu. Există, reverberează, se duce, se duce, se duce printre stele, printre galaxii, în prezența lui Dumnezeu, continuă să existe. O vorbă pe care o spunem noi acum, a fost serviciu divin de azi dimineață. Mai aude cineva ce am vorbit noi atunci? Vă zice cineva, a fost și gata, ai dus, nu mai e. Mergeți pe site-ul bisericii să vedeți că încă este. Să vedeți că nu numai cuvintele spuse, ci și cum ați râs la cor sau în adunare. Tot, 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 totul se vede. Este absolut totul consemnat și rămâne. Noi oamenii putem face asta. Dar cel prea Păi nu te responsabilizează gândul că ceea ce faci rămâne pentru totdeauna? Că faptele pe care le produci sunt de fapt produse cu existență eternă, care te pot lăuda sau acuza? Am o veste bună. Cred că, în mod extraordinar, din pricina harului său, Dumnezeu deschide cartea faptelor înainte de judecată pentru aceia care se pocăiesc. Când un păcătos se întoarce la Dumnezeu, când un suflet vine la Domnul, își predă viața Domnului, încheie cu Dumnezeu un legământ, se consacră pentru Dumnezeu, când un om merge în genunchiat înaintea Domnului și spune precum vameșul de altă dată, ai milă de mine păcătosul. În mod extraordinar, Dumnezeu face un gest a cărui efect îl vom vedea noi în eternitate, deschide Cartea Faptelor. Și acolo unde vede săvârșite păcatele noastre, scrise păcatele noastre, acoperă. Acoperă cu sângele Domnului Isus. Acoperă cu jertfa purificatoare a mântuitorului nostru Isus. Iar când în ziua judecății va fi deschisă Cartea Faptelor tale, vei avea marea surpriză să vezi că sunt spații goale, spații scrise în care au rămas acele lucruri pentru care Dumnezeu a decis să te onoreze și spații goale. Iar acele spații goale vor purta două mesaje. Rușine ție că a fost nevoie să fii iertat și slavă jertfei lui Isus că a adus iertare. Asta va fi mesajul. Acum, oameni buni, viziunea pe care trebuie să ne-o propunem este ca din această clipă, în cartea faptelor noastre, să fie nevoie să se acopere cât mai puțin, dacă nu chiar deloc. Și când se va deschide în ziua judecății, începând cu această dată, să se scrie în continuu, doar de acele frumoase și să nu fie nevoie să fim iertați. Primește această viziune? Păi om bun, numai la gândul că tot ceea ce faci se consemnează, ar trebui să te trezești, să te simți responsabil. Era odată într-o împrejurare o persoană care vorbea tare slobod, tare slobod la gură, iar după aceea avea darul să nu mai recunoască ce a zis, chiar dacă erau martori de față. Cum să procedezi cu o asemenea persoană foarte ciudată? Cineva a sărit în apărare spunând, lăsați-o în pace, este rea de gură, de bună de inimă. Am decis ca în rezolvarea acelei probleme să procedăm într-un fel uh, mai puțin obișnuit, dar trebuia să facem ceva. Am pus pe masă un casetofon care a înregistrat tot și am spus: Acum vorbim. Ține minte, se înregistrează. Spune acum. Atâta a fost de cuminte și de frumos a vorbit. La gândul că ce spune se consemnează. În umblarea ta de zi cu zi printre oameni, realizează acest simplu adevăr te va ajuta să te sfințești. Adevărul al treilea, satana, al patrulea, satana ne ispitește la păcat. Scriptura vorbește despre un vrăjmaș al sufletelor noastre care se aliază cu firea noastră păcătoasă și împreună cu poftele firii noastre păcătoase Complotează împotriva sufletului nostru și a relației noastre cu Dumnezeu. În mod practic, acest lucru este făcut prin tot felul de ispitiri. Nu trebuie să pierzi din vedere adevărul că cel rău te ispitește la păcat. Într-o zi, lui David i-a venit o idee. Ideea să facă recensământ în popor. Ideea venea de la diavolul. Până și firescul Ioab a știut acest lucru. David era orbit. Abia după ce a săvârșit păcatul, spune cuvântul că i-a bătut inima, adică l-a mustrat conștiința. Așa trebuie să citim expresia ce. L-a mustrat conștiința. Și a zis, am păcătuit. Dar diavolul se așezase pe urmele sale și a creat o presiune asupra lui într-un moment al întunericului, presiune care l-a adus în punctul să comită păcat. Nu trebuie să uităm acest adevăr. Cel rău ne ispitește despre păcat. El caută într-un fel sau altul să creeze scenarii. Este un strateg de mâna întâi. Pândește, răgnește ca un leu, caută pe cine să înghită. Pune în fața noastră capcane și toate acestea în scopul de a ne compromite. Ca unul care știe aceste lucruri, cum oare te vei lăsa pe mâna Lui? Cum oare îi vei face jocul? Cum oare îți vei permite să pierzi din vedere că Dumnezeu te vede și că îngerii Lui te văd și că ce faci rămâne? V-a întrebat cineva, dar ce are de a face adevărul Satan mă ispitește la păcat cu Sfințirea? Eram tinerel, doar ce mă botezase în apă. Uneva spre... Cred că împlinisem 18 ani De fapt am avut împliniți când m-am botezat Ba nu Într-o iarnă, în perioada aceea Locuiam cu părinții mei în Bihor Tatăl meu a spus Mergem astăzi să lucrăm ceva la pădure Cu caii, cum se obișnuia în vremea aceea Ne-am dus la pădure Nu mai țin în minte detaliile Destul e că a fost un accident Caii s-au speriat Pagubă, lucruri nefăcute, timp pierdut Târziu, spre seara, am venit acasă cu lucru nefăcut. Tatăl meu nu era întors la Domnul. Urma să se întoarcă la Domnul peste vreo 16 ani. Eu l-am botezat în apă. M-a bucuria să-l botez pe tata. L-am întrebat în apa botezului, să spui de ce de 16 ani de când eu m-am pocăit, refuzi să te întorci la credință, și de peste 20 de ani de când mama s-a pocăit, refuz să te întorci la pocăință. De ce ai amânat să te botezi până în ziua de astăzi? Întrebare în apa botezului. S-a uitat la mine și a zis, nu o să-ți răspund de ce am amânat până acum. O să-ți întreb... o să spun numai de ce mă botez azi. A scăpat. Ajuns acasă, eu am băgat de seamă că tatăl meu este nervos. era agitat. Cu greu se stăpânea. S-a dus la atelier ca să repare dintre cele care se stricaseră. Între altele le este sudor și fierar. Împreună cu el nu mai știu câți cai în N-a reușit să sudeze lanțul. Nici cum. În final a abandonat ideea, a luat cele două bucăți și le-a așezat pe un cui pe stâlpul din atelier. Dar n-a apucat să facă mulți pași spre casă, spre curte, că lanțul a căzut jos. E atunci s-a întâmplat ceva ce eu nu voi uita. S-a întors așa, s-a uitat la lanț, la stâlp, clătina din cap și a zis următoarele. Satană, satană, toată ziua astăzi te-ai pus pe urma mea să mă enervezi. Mi-ai speriat ei. N-am putut să-mi fac lucru, să a rub lanțul, nu mai ai lăsat să-l sudez. Și în ciuda și spre supărarea mea, i-ai tras el jos, aici. Dar au zis cum a continuat. Dar vreau să știi, numai de ciuda ta, nu o să mă enervez. S-a dus în casă și s-a culcat. Eu am rămas să trag lecțiile. Un om care urma să se boteze peste 16 ani. Dar a înțeles un adevăr simplu. Diavolul mă ispitește și nu-i fac jocul. Aduți aminte, te rog, de acest simplu adevăr și puneți-l sub ochi ca pe ceva menit să țină trează conștiința. Amin. Al patrulea adevăr, al cincilea adevăr, împotrivirea cu legământ. Cuvântul Domnului, în cartea Romani, capitolul 6, versetul 13, spune Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înși vă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca niște unelte ale neprihănirii. Versetul 19. Vorbesc omenește din pricina de firii voastre pământești. După cum în v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de legii, așa că să vârșați fără de legea, tot așa cum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii ca să ajungeți la sfințirea voastră. În aceste locuri din Scriptură, Apostolul Pavel pune în fața noastră una dintre cele mai puternice arme de lupte împotriva păcatului. Și anume, împotrivirea cu legământ de sfințire. Iov era un bătrân, avea copii mari așezați la casa lor. Când peste el a venit încercare, era om trecut spre bătrânețe. Dar avea o problemă. Biblia spune că din când în când veneau asupra lui niște ispitiri care încercau să pună stăpânire pe părți ale firii sale pământești care apoi urmau să controleze ochii și cu ochii lui neprihăniți, lăudați de Dumnezeu, ispititorul îl făcea, ar fi vrut să-l facă, să se uite după femei. Pe Iov. Credeți lucrul ăsta? Pe Iov. Bătrânul Iov. Iov însă, știind ce se întâmplă, a decis cum să rezolve problema. El a spus, am făcut legământ cu ochii mei. Oameni buni, mă adresez în mod deosebit celor mai în vârstă. Firea pământească nu îmbătrânește. Corpul da, firea pământească nu. Păstrăm în noi o fire pământească, fire care rămâne mereu viguroasă, tânără. Singurul fel în care putem să o ținem sub control este să o facem sclavă ascultării de Hristos și să o punem la cruce. Să nu-i purtăm grijă de poftele ei ca să le trezim. Pentru că dacă vei purta grijă de firea pământească pentru ca să-i trezești poftele, nu vei mai controla. Firea noastră pământească, oameni buni, este ca o temniță în care undeva, în cotloane, imaginați-vă ca un subsol sau o cavernă sau o peșteră adâncă, ceva cam povești. Și acolo undeva în adâncuri e un balaur sălbatic legat în firea ta pământească. Dacă umbli în zona aceea, dacă în zona aceea stimulezi, dacă reușești să trezești balaurul, ai încurcat-o. E purtat grijă de firea pământească, e trezit poftele, nu mai controlezi tu. Și atunci, dragul meu, vei spune, eu nu mă pot abține să mă uit la pornografie. De ce? Eu nu mă pot abține să mă masturbez. De ce? Eu nu mă pot abține să mă uit după femei. De ce? Știi de ce? Ai dezlegat balaurul. Preo te-ai preocupat prea mult să-ți hrănești firea pământească, fire care încet, încet a preluat controlul deciziilor tale și de acum e nevoie de o intervenție în forța lui Dumnezeu, ca urmare a consacrării și pocăinței tale, ca acele lucruri să fie legate din nou și în veci, la cătele nu se vor mai desface. Dar asta este o chestiune de consacrare și de predare. Dumnezeu să ne ajute în privința aceasta. Aici este vorba de împotrivirea cu legământ. Domnul nostru Isus a fost foarte radical. El a spus: Dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Vă întreb: a vorbit literal sau metaforic? Literal sau metaforic? Eu cred cu toată inima că a vorbit literal. Vai de mine, o să zică cineva. Cum? Să scot eu ochiul ăsta de carne? Asta mi-a cerut Isus, Nu ți-a cerut asta. Ți-a cerut să te lași de păcat. Da, dar dacă ochiul ăla te controlează, scoate-l. Dar vei zice, nu-l scot. Atunci lasă-te de păcat. Asta a spus Isus. În mod intenționat, creează o hiperbolă care șochează prin forța ei, arătându-ne cât de serioasă e problema. Dacă este să aplicăm până la scoate ochii ăsta de carne, s-ar putea să trebuiască să renunți la internet. Mai bine fără internet, dar mântuit. Dacă internetul te bagă în iad. Sau din casă, afară televizorul, dacă ăsta îți distruge relația cu Dumnezeu. Asta înseamnă scosul ochiului. Sunt multe alte aspecte practice care țin de împotrivirea cu legământ. În esență, fiecare parte a ființei noastre o vom dedica lui Dumnezeu, o vom consacra pentru Dumnezeu, slăviți să fie în numele lui Sfânt. Imaginea pe care doresc să o avem în fața noastră este următoarea. Sami, aici. Dar de unde știi ce urmează? Te rog frumos să-ți imaginezi că ai 16 ani. De fapt, noi vorbim celor care sunt peste 16 ani și sub 16 ani și de 16 ani. Te găsești în camera ta și în fața ta este calculatorul. Îți faci temele. O câți nu și-au făcut temele și dintr-o combinație rapidă de taste au trimis la subsolul paginii să nu vadă părinții felul în care își fac ei temele. Asta e altă poveste. În timp ce stai acolo și te uiți, deodată vine o ispită. Ispita de a te duce pe site-uri mizerabile. Cedezi căștile pe urechi, ești captivat de ce se întâmplă acolo. Nici n-auzi cum în spate se deschide ușa camerei, încet, încet, discret, lângă tine se strecoară o persoană, tu habar n-ai. de câteva secunde se uită și deodată când ți -e lumea ți-e mai dragă, simți așa. <lări> și când te întorci, E tata. Spune cum te simți. Ferice de cei prinși. Ferice de cei prinși. Dar iată ce aș vrea să vedem, frații mei. Dacă veți veni la noi acasă, veți vedea că pe colțul calculatorului este un bilețel pe care scrie sfințire sau pierzare. Domnul mă vede, îngerii mă văd, faptele mele rămân, diavolul mă ispitește la păcat, dar eu mă împotrivesc cu legământ. E pus acolo. Când stau la calculator, că ispitiri, să știți, vin la toți oameni. Am această imagine sub ochi. Domnul Dumnezeu stă în spatele meu și mă vede. Cum să fac eu un lucru care îl dezonorează? Îngerul lui Sfânt, protector pentru mine, e alături și mă vede și el. Pe deasupra, în spatele meu, este îngerul arhivar, care și el trebuie să scrie. Iar undeva după perdea, ca printr-un tunnec, așa, în în ureche, diavolul, în cel mai hidoschip cu putință. Fă, 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 patru prezențe. Prezențele astea mă înconjoară. Una e foarte activă. Aia cu ispita. Dumnezeu stă și se uite. Ia să vedem ce va face. Îngerul e acolo. Dacă am căzut la păcat, i-am pus cătușe pe mâini și nu mă mai poate apăra. Cu această imagine sub ochi am luat o decizie lozavă. Câte zile pe pământ voi mai avea, nu fac păcat. Nu mă iau după diavolul, ci după Domnul meu, care mi-a cerut cum să trăiesc. Vă rog să luați această imagine cu dumneavoastră. Vă va ajuta să vă duceți sfințirea până la capăt. Amin. Amin. Ok, sau Poți să pui și scaunul la loc.